Cine este personajul, ca să avem așa o mică imagine a lui? Toma Călin este numele lui. Un băiat care se îndrăgostește de o fată și nu știu cine e. Este student la litere. Bine, povestea se desfășoară pe o perioadă mai lungă, pe câțiva ani. Ajunge să treacă prin mai multe etape și casnic și jurnalist. E un om îndrăgostit și în același timp ușor pierdut în niște lucruri pe care le vorbeam mai devreme, în această dependență și în această relație de codependență pe care o are cu iubita, soția și din film, ca nume Ana. Cum trăiește surpriza descoperirii? Păi le trăiește intens și cumva cu un fel de plăcere bolnăvicioasă, că până la urmă în asta se traduce relația asta de codependență, faptul că până la urmă, la bază, lui face plăcere să aibă aceste probleme, să aibă aceste drame pe care să fie nevoit să le rezolve și peste care să treacă. Nu știu dacă există relații banale sau în general, orice relație până la urmă pentru oamenii pe care o trăiesc este cel mai important lucru de pe lume și atunci nu știu, privită din afară, dacă e întrebarea banală, nu este deloc o relație banală. Nu. Nu a fost nimic greu. A fost dificil, ce-i drept, dar a fost întotdeauna o plăcere. Și este primul proiect, primul film, primul rol într-un film pe care l-am și l-am făcut cu bucurie și cu, zic eu și sper, cu devotament și cu implicare cât se poate de mare. Și da, a fost cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o până acum în meseria asta, prin și primul film. Și da, a fost o muncă multă.